Împreună pentru siguranța copiilor, sub acest slogan s-a desfășurat evenimentul organizat pentru cei mici în preajma zilei de 1 iunie de către polițiști, pompieri și jandarmi. Avem expus laboratorul de rutieră, prin intermediul căruia desfășurăm cu cei mici activități de educație rutieră. Avem serviciul criminalistic cu trusele de intervenție, serviciul pentru acțiuni speciale al inspectoratului cu echipamentele lor, serviciul rutier și biroul pentru protecția animalelor. Planul serviciului criminalistic al inspectoratului județean de poliție Prahova, unde pentru distracția copiilor am adus mai multe truse să vadă exact cu ce se ocupă serviciul criminalistic. Exact ce văd copiii? Sunt truse de lumină, acestea sunt niște truse de lumină, niște unde variabile de lumină, unde putem vedea diferite lucruri, diferite substanțe. Aceasta e o trusă clasică, criminalistică, care conține mai multe lucruri folositoare la fața locului. Că le luați și amprentele copiilor? Da. Le luăm și amprente copiilor ca să rămână cu amintire și să vadă exact ce înseamnă urmă papilară, o amprentă mai pe înțelesul tuturor. În zona noastră vom avea un atelier pirotehnic, avem această arie a muncii noastre pe care puțin o cunosc și vrem să o prezentăm. Avem un atelier de creație unde ei pot să coloreze, să avem niște cărticele specifice cu specific pompieresc, să zic așa, pentru copii. Avem dulciuri, informare preventivă, asta ne și dorim, să informăm copilașii să știe cum să se protejeze în cazul în care se confruntă cu situații de urgență. Deci avem o paletă destul de largă, plus expoziția de tehnică, de intervenție, autoscara, care este atracția principală a copiilor. Avem expuse mai multe din echipamentele noastre de intervenție. Vom avea cât de curând și o echipă canină. Și de asemenea pot afla informații despre ceea ce fac colegii mei de la gruparea de jandarm mobilă Matei Basarab Ploiești. De asemenea pot vedea multă voie bună și pot afla că jandarmii sunt cei mai buni prieteni ai copiilor, pentru că noi suntem cei care acționăm pentru ca ei și familiile lor să fie în siguranță. Copiii s-au bucurat de exerciții demonstrative și de posibilitatea de a urca în autospecialele instituțiilor de ordine. Sunt curioși și așa vin și ei și văd toate la un loc, așa e mai greu. Chiar a fost un accident la noi în zonă zilele astea și stătea, era foarte curios. Zice, mami, uite, a venit și salvarea, a venit și pompierii și poliția și stătea și se uita, îi plac. Tatălui este polițist și îl vede mereu îmbrăcat în uniformă și zice, mi-a uniforma, că altfel nu sunt polițist, mă duc să arestez, să prind hoți. Și acum i-am luat și de doctor și de pompier. Ce ești îmbrăcat astăzi, costumat? Pompier. Ce face pompierul? Știi? Stinge ceva? Incendiul. Incendiul. Asta e și mai grea. E la fel ca celelalte. E greu să fii pompier? Cu siguranță. Dacă văd că... Că un pompier stinge focul, zic că nu e greu. Aici se sărbătorește ziua copilului. Cum? Cu cine? Cu jandarmii. Numai jandarmii? Nu numai jandarmii. Poliția, pompieri? Și poliția, și pompieri, și multe altele. Și cum ți se pare evenimentul ăsta? Foarte frumos. Tu ce ai vrea să fii când o să fii mare? Băi, aș vrea să fiu un militar. De la petrecere nu au lipsit nici desenele pe asfalt sau jocurile copilăriei.